luat de transfer de competențe. De asta nu putem, după părerea mea, să vorbim despre transferul de proprietate dinspre MTS către federații, pentru că vorbim în primul rând despre transferul unor competențe, care evident nu pot fi transferate decât către o altă autoritate a statului și nu către niște organizații non-guvernamentale. Și pentru noi mi se pare că este foarte important că în felul acesta aducem decizia evident mult mai aproape de comunitatea locală. Vorbim aici nu numai de sport, ci și de partea de tineret. Evident, nu face obiectul acestei dezbateri, dar pentru noi ca minister este important de punctat că inclusiv chestiunile care țin de partea de tineret vor merge către autoritatea locală, care este mult mai sensibilă la tendințele și nevoile pe plan local. Dar, din punctul nostru de vedere, va mai obține și un lucru foarte important, și anume optimizarea investițiilor în infrastructură. Un exemplu foarte concret în ceea ce privește anumite tabere pe care noi am atras niște fonduri. Noi, ca minister, am atras fonduri pe programul POAT, după care ar fi trebuit să găsim mijloacele pentru ca aceste tabere să fie modernizate prin POR de către autoritatea locală. Este o complicare foarte, foarte mare. Ducând infrastructura acolo unde este locul, la nivelul autorității centrale, se optimizează niște fluxuri de investiții și atunci bazele acestea, care sunt de interes local și regional, vor putea fi mult mai bine întreținute la nivelul acela. Ministerul Tineretului și Sportului își păstrează totuși niște instrumente importante. Vreau să știți că în viziunea pe care noi o promovăm, cluburile sportive și complexele sportive naționale nu fac obiectul transferului către autoritățile locale, pentru că aceste proprietăți și instituții nu sunt funcții ale autorității centrale. Da? De aceea nu fac obiectul descentralizării. Cluburi se pot constitui și în acest moment la nivelul autorităților locale, așadar nu este nevoie de o lege pentru ca noi să putem transfera către autoritatea locală o asemenea competență. De aceea cluburile rămân la noi, CSN-urile rămân la noi. Și împărțind în felul acesta atribuțiunile, Ministerul Tineretului și Sportului își rezervă capacitatea de a investi în obiectivele de interes național, lăsând obiectivele de nivel local să fie întreținute acolo unde le este locul, la nivelul autorităților locale. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Vă propun ca în următoarea jumătate de oră să începem să luăm întrebări. Cu voia dumneavoastră o să redau cuvântul colegilor mei din comisie pentru a pune întrebări fie reprezentanților de la minister, fie invitaților noștri. O să fac tot așa un tur de masă că pentru cine dorește să ia cuvântul să pună întrebări. O să încep cu domnul... Aveți întrebări, domnul vicepreședinte? Pornim în sens invers acum, de obicei primul sosit și primul plecat. Așa că o să... Nu, e o întrebare pur și simplu către domnul ministru. E o chestiune... Oricum a spus că nu mai sunt în poziția de președinte de federație, dar nu mă pot dezbăra de ea. E nenorocirea cu bugetul, care, așa cum vorbeam, l-am și informat astăzi aici, că în luna iunie noi finalizăm practic toată suma care ne-a fost repartizată. Din momentul ăla nu știm cum vom funcționa mai departe. Și probabil nu sunt singura federație care este în situația aceasta, adică securitatea funcționării sportului în România din luna iunie sau iulie pentru cele mai multe federații, dacă există soluție și care este. Mulțumesc! Aș dori să întreb, am înțeles și sunt de acord cu dumneavoastră, invitația a fost pentru a dezbate descentralizarea, dacă înțeleg bine. Putem să facem o interpelare, domnule vicepreședinte? Okay. Da? Ok. Bun. O voi da cuvântul domnului Bâlcea, secretarul Comisiei de Tineret și Sport. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua domnilor și domnilor.
Eu aș începe această intervenție prin a spune că, indiferent cât am fugit, avem nevoie de decizie. O decizie rapidă, decizii, nu numai una, ci decizii care țin cont, e adevărat, de situația politică pe care o avem în acest moment, dar și situația economică. Iar curajul acestor decizii cred că ne aparțin. Și de ce spun ne aparțin? Pentru că pentru prima oară există o comisie de tineret și sport în cadrul Camerei Deputaților, forul decizional, cu deschidere către dumneavoastră, iar cei care au fost invitați astăzi, cred că sunteți oamenii din sport care pot avea o voce și pot să traseze direcții în ce înseamnă aceste decizii. Așadar, curajul va aparține în aceeași măsură și dumneavoastră. Și consider că acum e un moment al unor direcții clare. Am o întrebare punctuală către Ministerul Tineretului și Sportului, este adevărat, dar aș vrea să vă spun și altceva. Va trebui să avem o discuție cu Ministerul Finanțelor, este adevărat, și o discuție politică, ce înseamnă finanțarea sportului. Sunt două aspecte. Primul, există mecanisme de finanțare a zonei private sau, în sfârșit, facilități care nu sunt folosite așa cum poate Ministerul Finanțelor își dorește, dar există și posibilități pentru a spune acestui minister și funcționarilor din ANAF că cu cât vom investi mai mult în sport, investim în economie și banii se reîntorc către ei. Asta cred că trebuie să fie filozofia pe care va trebui să mergem. Mai sunt două evenimente importante pe care eu cred că sportul trebuie să le folosească ca imagine, dar și ca, să spunem, o portavoce spre aceste decizii. Campionatul european de fotbal din această vară, care ați văzut câte investiții a generat pentru economie, și cred că trebuie să-l dăm exemplu, și în ultimul rând, Olimpiada de la Tokyo. Sportul are nevoie de decizii rapide și spun acest lucru pentru că toată lumea așteaptă aceste decizii. Mă bucură informarea Ministerului că există un proiect de lege. Eu, întrebarea mea este când va fi gata, astfel încât să înceapă procedura parlamentară. Dar, în ultimul rând, mai sunt și alte puncte pe care vreau ca Ministerul să le pună în lucru în următoarea perioadă și eu cred că dumneavoastră ați atins fiecare dintre antevorbitorii mei din zona atât a Comitetului Olimpic Român, dar și federațiilor naționale, de zona de dezvoltare. Sportul de copii și juniori, sportul de masă, care generează și venituri economice, și, bineînțeles, sportul de performanță. România va avea la dispoziție cea mai mare sumă în infrastructura națională pe proiecte europene, indiferent că vorbim de POR, de PNRR și așa mai departe, vom vedea adevărat care sunt zonele care le vor acoperi, dar sportul, mai ales în zona de infrastructură, trebuie să-și ia partea lui. Și aici am încredere că Ministerul are câteva negocieri, fie că vorbim de tineret, de baze, tabere și așa mai departe, fie de sport. Nu aș încheia fără să menționez administrația locală. Administrația locală a investit, trebuie să spunem acest lucru, 500 de milioane de euro la nivelul anului 2019 în diferite sporturi. Este o sumă nu de neglijat. Este adevărat că acolo există și subiectivism. Fiecare a investit în sportul care îl interesează. Prin legea 350, marea majoritate, sau prin legea 69, dar 350. Iar aceste mecanisme trebuie să le îmbunătățim. Pentru că dumneavoastră aveți nevoie de cluburi puternice, care să aibă finanțare atât fiscală, să-i spunem așa, din zona privată, cât și din zona administrativă. Eu cred că deciziile de care vorbeam până acum trebuie să ne aparțină împreună, atât acestei comisii, cât și dumneavoastră, ca și vector de imagine în sport. Iar dacă nu vom ști să vorbim aceeași voce, să știți că nu ne va asculta nimeni. Nici Ministerul de Finanțe, nici Guvernul României, nici alte entități politico-administrative, să le spunem. Acum avem șansa să producem schimbări. Dacă vom reuși să le facem, e doar munca noastră. O primă întâlnire, doar aș vrea să întreb punctual. Când va fi gata proiectul de lege și care sunt alte decizii? E adevărat, o altă întâlnire, pentru că domnul ministru spunea că discutăm doar descentralizare, dar punctual, când intră acest proiect de lege în dezbaterea Parlamentului? Mulțumesc! Proiectul de lege este aproape finalizat și vom înainta săptămâna următoare maxim către Ministerul Dezvoltării.
după care cei de la dezvoltare o parcurg o... Eu vă propun să scurtăm un pic termenele. Dacă considerați că proiectul dumneavoastră este unul fezabil, în momentul în care îl puneți în procedura parlamentară, toate ministerele vă vor da avizul sau nu. Iar în funcție de, să spunem, complexitatea deciziilor care le vom lua, consider că e mai bine să intrăm într-o procedură parlamentară și schimbările să le facem pe parcurs. Pentru că dacă vom aștepta după avizul fiecărui minister, din nou ne va prinde 2022, fără ca el să intre în procedură parlamentară, să nu mai discutăm de negocierea între ministere. Pentru că, până la urmă, va exista o negociere și o discuție. Este o părere personală, domnule ministru. Da, dacă îmi permiteți să intervin... Sunt parțial de acord cu ce spuneți, da, este bine să ne grăbim, dar să ne grăbim așa, cum spunea un clasic, festina lente, să ne grăbim încet, pentru că ăsta este și scopul acestor întâlniri și acestor dezbateri, să ne asigurăm că atât noi în comisie, cât și ministerul, așa cum a spus la început, cât și mișcarea sportivă și alți reprezentanți, găsim înțelegere și un compromis pozitiv pe partea de soluții și recomandări. O mică completare sau, mă rog, o lămurire cu domnul ministru. Vă rog. Ați spus că proiectul merge la Ministerul Dezvoltării. Noi vorbim aici de descentralizare și de patrimoniu. Nu înțeleg care e logica, de ce trebuie să treacă pe la Ministerul Dezvoltării proiectul. O să treacă și pe la Ministerul Educației și Cercetării. Deci este vorba despre multe... autoritățile locale și trebuie să treacă exact prin Ministerul Dezvoltării. Domnule președinte, îmi permiteți să intervin un minut? Vă rog. Întrebare, la pic punctuală. Vă rog. Dacă săptămâna următoare acest proiect pleacă, deci către minister, întrebarea mea este, vor fi incluse aceste propuneri în acest proiect în 3 zile? Tocmai de aceea am spus mai devreme că ne grăbim încet și că înfezandăm întâi proiectul și după aia îl depunem. Nu, cel puțin prioritatea mea nu este să grăbim acest proiect, ci să ne asigurăm că este unul fezabil. Mulțumesc. Printre colegii din cameră, dacă mai sunt întrebări, vă rog. Domnule ministru, domnilor președinți, doamnă președinte, vă mulțumim pentru că ați onorat invitația noastră. Eu trebuie să recunosc, pentru mine e prima ședință în Comisia de Tineri și Sport. Eu sunt vicepreședinte al Comisiei de Administrație Publică și chiar mă bucur că am aflat de acest proiect. Eu am o serie de întrebări la adresa domnului ministru. Ați vorbit despre o dorință de a crește numărul de participanți la mișcarea sportivă de la 5% pe un orizont de timp 2032. Există în momentul ăsta un proiect de țară în ceea ce privește mișcarea sportivă sau o strategie sportivă cu consultarea tuturor factorilor de decizie, federații și asociația comunelor, municipiilor, orașelor? E pe un termen mai lung? Nu. Deci, elaborarea strategiei sportive naționale este 15 septembrie 2021. Apoi, ați vorbit despre acest proiect de act normativ. Presupun că el a fost în dezbatere publică și a fost cu consultarea federațiilor, cu consultarea asociației consiliilor județene, asociația municipiilor, orașelor și cu toată zona respectivă? Nu. Urmează să fie pus în dezbatere publică. Dar la elaborarea lor au participat și federațiile și asociațiile, structurile asociative ale UAT-urilor? Deocamdată vorbim despre un draft pe care s-au pronunțat experții din cadrul celor două ministeri, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Dezvoltării, după care urmează să fie pus în dezbatere publică, după care urmează să fie înaintat de către guvern în Parlament, după care va fi dezbătut aici. Așadar, vor fi multe etape de dezbatere. Am înțeles. Eu vă întreb pentru că mi s-a părut interesantă intervenția dumneavoastră de mai devreme în ceea ce privește cu această decizie să fie cât mai aproape de autoritatea locală. Aici vorbim despre finanțarea sportului și vorbim foarte mult că până la urmă e vorba de bugete și despre
Lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt, vă rog frumos, că am mai multe de la fiecare vorbitor în parte. Să vă spun că de asta suntem aici, să contribuim la ce ați întrebat. L-aș ruga pe domnul Florea, ce buget a avut federația dumneavoastră pe ultimul an? Sau pe ultimii 4 ani, dacă ne puteți spune și nouă? Da, bugetul este cumva împărțit în două lucruri. Partea de organizare competiții interne și internaționale în România și partea de administrare, eu știu, în special competiții naționale. Oricum am avut în ultimii ani din ce în ce mai mic, deci cu 25% a fost anul ăsta, față de cât am avut anul trecut, și anul trecut am avut cu 10% mai puțin decât am avut acum 2 ani. Și așa, în sumă efectivă, cât a fost ca sumă? De la BTS vorbesc, domnul președinte. Știți de ce vă întreb? Pentru că eu vin dintr-un județ în care avem o mișcare sportivă. E un club sportiv municipal în structura primăriei municipiului Buzău și avem acolo clubul sportiv municipal Gloria Buzău, care în ultimii 4 ani a primit de la bugetul local o finanțare de 15 milioane de euro. Așa este. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră la minister, aveți o evidență a fondurilor publice atât de la nivel central cât și de la nivel local care au fost alocate mișcării sportive în ultimii ani? Adică să știm cât a alocat fiecare autoritate locală, ca să vedem dacă există totuși o coordonare a acestor alocări către mișcarea sportivă, pentru că eu aici văd specialiști în sport care știu cel mai bine cum să cheltuiască banii. Și atunci ne trezim că sunt tot felul de reprezentanții autorităților locale care alocă, după bunul plac, așa cum a spus mai devreme, cred că domnul Dedu, că există riscul să apară, și vă citez, afinități sau interese zonale sau locale, și atunci să avem cluburi de tradiție sau sporturi de tradiție care să dispară. Și dacă mă raportez la ceea ce vă spun, pentru că mie mi s-a părut foarte interesant ce s-a întâmplat la Buzău în ultimii 4 ani cu acest club sportiv municipal Gloria Buzău, unde peste un milion, unde doar mișcarea fotbalistică, și îmi cer scuze, Răzvan, dar trebuie să, noi suntem prieteni și chiar doar mișcarea sportivă a avut, mișcarea fotbalistică a avut undeva la 1.500.000 de euro buget, în condițiile în care acolo nu a avut drept de promovare, iar echipa de handbal de la Buzău, handbal feminin, care este printre, din ce înțeleg, printre cele mai bine plătite din țară ca și salarii, nu are nicio jucătoare din județul Buzău, ba mai mult știam că nu era nicio jucătoare din România. Ba, în principiu, asta ar fi ca idee, dacă există un mecanism în momentul ăsta de gestionare sau de monitorizare a cheltuirii banilor publici în toată țara, nu doar la nivel central, la nivel local, și dacă există o consultare a Comitetului Olimpic până la urmă. Nu există nici asta. După aia, tot așa din dezbate, am văzut că e aici o întreagă poveste cu finanțarea sportului și v-aș întreba, că dumneavoastră sunteți specialiști, nu credeți că ar fi mult mai oportună o finanțare pe bază de proiecte decât această subvenție care se alocă de la bugetele locale direct pe niște ramuri sportive de către niște nespecialiști? Că până la urmă vorbim de consilieri județeni, consilieri locali care nu au competență în zona sportivă, care nu au o strategie și nu au o viziune. Și cred că domnul Covaliu a spus mai devreme, nu avem specialiști în management sportiv. Și atunci lăsăm pe mâna unor oameni care nu sunt specialiști în management sportiv alocarea unor resurse bugetare extrem de importante, care ar putea fi folosite tocmai către dezvoltarea sportului de masă, despre care vorbim cu toții. Nu credeți că ar trebui să plecăm de la, ca atunci când vorbim de această lege a sportului și vorbim de finanțarea sportului, să mergem un pic într-o zonă de proiecte și nu pe subvenții directe? Și atunci, ca autorități locale, îmi pare foarte rău că nu sunt cei de la structurile asociative ale UAT-urilor aici, că puteam să discutăm direct cu ei. Ce am mai remarcat din ce ați spus dumneavoastră în ceea ce privește partea de facilități fiscale? Eu vin din structura fiscului, eu am fost în structura fiscului vreo 7 ani de zile și am avut și funcții de conducere în zona aia. Am discutat cu Răzvan, eu și colegii mei, foștii mei colegi din ANAF și din Ministerul de Finanțe,
susținem o astfel de inițiativă de acordare de facilități fiscale, trebuie să găsim exact forma și modalitatea în care pot fi acordate aceste facilități fiscale, dar tot așa trebuie stabilită o prioritizare, stabilite criterii, că nu putem să acordăm facilități fiscale după bunul plac, ci trebuie să acordăm facilități fiscale în baza unor indicatori pe care cred că ar trebui să-i stabilească tot COSR-ul împreună cu federațiile. Am mai vorbit după aia despre implicarea federațiilor și transferul acestor baze sportive. Cred că e foarte important să găsim o modalitate, un cadru legal să transferăm acest patrimoniu, și nu vorbesc doar de baze sportive, vorbesc aici și de patrimoniu acelor fundații pentru tineret către structurile asociative sportive, către federații, pentru că există noțiunea comodatului sau există noțiunea transferului sau acordării unui drept de administrare. Nu cred că ne împiedică nimeni în zona asta să putem să facem un astfel de transfer. Pe de altă parte, ați vorbit despre implicarea inspectoratelor școlare și universităților. Eu l-am invitat aici pe domnul Marius Cosoreanu, este directorul, e președintele Clubului Sportiv Universitar Danubius de la Galați. Structura universitară poate să vină, și aici am încercat tot cu Federația de Fotbal pe vremuri un parteneriat cu Universitatea, pentru a crea și profesioniști în zona sportului, acest management sportiv de care vorbim, dar de asemenea să găsim și o filieră de specializare a celor care termină liceele sportive și mai departe pot să-și urmeze o carieră universitară ca ulterior să revină în comunitate ca profesor de educație fizică și sport. Și mă opresc aici. Ați mai zis ceva de tabere, că revin la tabere. Există o problemă cu patrimoniu, și ați zis că e o complicare foarte mare. Nu, noi singuri ne complicăm viața și ne complicăm lucrurile. Eu vă spun, am fost un an de zile prefect la Galați și când eram prefect acolo am descoperit că lotul de junioare de haltere era într-un hotel pe care noi îl făcusem centru de carantină și nimeni nu știa treaba asta. Și am instituit centru de carantină și la nivel local nimeni nu știa că avem acolo lotul de haltere de junioare. Și ne-am trezit că am dus jandarmii și poliția la poarta centrului și am descoperit că sunt astfel de situații. E nevoie de o consultare și tocmai asta vă rog și de asta mă bucur că suntem cu toții aici. E nevoie de o consultare, dar trebuie consultare și cu actorii, cu federațiile în primul rând și cu actorii locali. Pentru că degeaba noi suntem specialiști în ministere dacă noi nu coborâm și la firul ierbii să discutăm cu oamenii în fiecare județ și în fiecare regiune. Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc și eu, tocmai asta facem, o consultare la firul ierbii, tocmai asta o să facem și pe viitor și pe alte teme, cum este cea modelului de finanțare și alte facilități fiscale. Mulțumesc pentru considerații și comentarii. Aș vrea să ne reîntoarcem totuși la tema noastră, la descentralizare. Mai avem câțiva colegi care vor să intervină, domnul Colcear, domnul Merca. Domnul Merca s-a scris la cuvânt înainte, o să-i dau cuvântul domnului Merca. Haideți să încercăm să rămânem în zona întrebărilor și mai puțin în zona comentariilor. Înțeleg, repet, nevoia de a comenta foarte mult pe ce s-a discutat aici. Vă promit că o să spargem toate problemele în teme bine definite și distincte și o să vorbim despre ele la momentul oportun. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc, domnul președinte, stimate doamne, stimați domni, distinși invitați, distinși colegi. Domnul președinte, n-aș fi chiar așa vehement împotriva discuțiilor, să spunem, colaterale. Știți de ce? Pentru că și eu vreau să pun în discuție strategia pe care a luat-o Ministerul Tineretului și Sportului. Este punctul meu de vedere. Chiar din contră, eu dau exemplu peste tot unde merg, strategia Ungariei, pe care eu o văd în viitor, peste vreo 10 ani, mult peste foarte multe țări, eu cred că peste toate țările din Estul Europei. Dar, stimate domnule ministru, colegul spunea bine, poate, dar este punctul meu de vedere, poate ne-am grăbit puțin cu această descentralizare fără să avem o strategie înainte. Știți de ce? Ce facem acolo unde vor dispărea
foarte multe baze sportive, stadioane și așa mai departe. Vă întreb în cazul în care, coborând la nivel local, decizia, pentru că vor fi, să știți, sunt zone în care, sunt zone depopulate în care copiii sunt din ce în ce mai puțini, practicanții sportivi sunt din ce în ce mai puțini. Iar acele valori ale acelor terenuri... Nu vă supărați, intervin o clipă. Deci prin lege nu se poate schimba destinația bazelor sportive. Deci nu avem pericolul acesta. Bun, dar vor veni să ceară, de-aia dacă m-ați fi ascultat să vă spun până la capăt, vor veni să ceară aprobare, pentru că există această posibilitate, de a, să spunem, a curăța acea zonă în care este un stadion dărâmat sau o bază sportivă dărâmată și vor dori să facă o investiție în zona respectivă. Acele proprietăți sunt ale dumneavoastră pe care dumneavoastră le veți putea valorifica, să spunem, într-un timp. Mă refeream la, din punctul acesta de vedere, în acest sens, adică este un plus valoare al Ministerului, acum pe care îl coordonați dumneavoastră. Dacă am dorit să ne uităm pe viitor... Metodologic, pe acest punct, legea 69 a educației fizice și sportului precizează foarte clar că o bază sportivă nu poate fi desființată decât în anumite cazuri. Și indiferent dacă este proprietatea sau nu a Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerul Tineretului și Sportului dă un aviz. Și acest aviz este condiționat de două lucruri. O bază sportivă poate să fie desființată dacă și numai dacă pe același amplasament se construiește o altă bază sportivă sau dacă administrația locală deja a construit o altă bază similară în proximitate. Deci există deja în legea 69 prevederi clare despre cum se poate desfința bazele sportive. Aveți dreptate, nu mă refeream la aceasta. Mă refeream la plus valoare pe care poate dobândi ministerul dacă îi rămâne în proprietate printr-o evaluare a acelei zone. La asta mă refeream, nu mă refeream la desfințare sau la reînființarea unei alte baze. Adică să luăm, construiești o bază mică, da, o faci o bază cochetă, frumos, și în schimb aici e valoarea unui teren de 10 milioane de euro. Investiția este de 1 milion de euro într-o parte, pierderea este de 9 milioane. Acum ați înțeles? Deci în această idee mă refeream, nu la cum poate se înțelege altfel. Dacă ne uităm, stimați colegi, unde dorim să ajungem cu managementul bazelor sportive sau managementul sportului, aveți dreptate, viziunea noastră pe 10 ani e frumoasă. Vom ajunge noi oare să avem în România undeva un venit la nivel de PIB de 4%, cum este media în Europa? Mă refer ca și sport, ce aduce sportul, ca și plus valoare? Nu cred. Eu vă spun sincer, din păcate nu cred. Și nu sunt nici de ca și vârstă tânără și nici persoană mai în vârstă. Dar cred că această strategie, stimate domnule ministru, ar trebui să vină prima dată din punct de vedere al finanțării, al sportului și forma descentralizării. Bun, nu că cumva vă contrazic pe dumneavoastră, sau poate la pachet, dacă ar trebui să o facem în totalitate. Pentru că decizia la nivel local și spunea bine, cum spunea și domnul președinte Dedu, va fi pe afinități sau, de ce nu, poate pe oportunități. Vor dispărea anumite sporturi în acea zonă, dar și acum dispar, oricum dispar, pentru că nu mai pot fi practicate. Dar trebuie să vedem ce facem în viitor. Iar această decentralizare, cred că poate, momentan, să ne aducă mai multe minusuri decât plusuri. Dar, într-adevăr, nu avem suficienți bani la nivel de buget. Noi astăzi sunt cel care, momentan, primiți toate șuturile, cel un sportiv. Dar nu sunteți vinovat dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cel care deschideți pușculița și o închideți. Dar trebuie să facem totuși o prioritizare și poate la nivel politic, la nivel parlamentar, va trebui să decidem noi care sunt obiectivele României. Sănătatea, protecția, învățământul, sportul și așa mai departe. Dar trebuie să le facem ca și obiective naționale. Și atunci poate va fi un ministru, într-o parte sau în alta, care poate să vină să deschidă acea pușculiță pentru cerințele la nivel național. Stimați colegi, la nivel local, cred că am pierdut din punct de vedere sportiv. Bătălia cu tot ce înseamnă, nu neapărat să spune descentralizare, ci bătălia cu partea informatică. Eu nu am copii, din păcate, momentan, dar cred că mulți dintre dumneavoastră, cred că vedeți ce se întâmplă în mijlocul nostru, în jurul nostru. Aici am ajuns. Și pentru asta vreau să văd dacă nu aveți cumva în vedere să veniți cu acel pachet, adică descentralizarea, finanțarea sportului, strategia sportului, să venim
împreună cu toate, să vedem la ce nivel vom ajunge, ce au nevoie autoritățile publice locale, dacă au nevoie, ce au nevoie, dat să venim cu lege specială care să ne permită să dăm acestor instituții care sunt alături de noi acum să preia anumite baze. A spus bine, momentan nu putem, dar să vedem într-o colaborare. Cum putem să forțăm administrațiile publice locale? Acum noi ne chinuim la nivel de comisie să spunem, să negociem în ghilimele de rigoare, dacă putem să forțăm autoritățile publice locale să finanțeze 2% din buget pentru sport sau pentru sănătate, cum venea și domnul președinte. E foarte greu. E foarte greu. Deci noi vorbim de 2%. Când alții investesc enorm și dumneavoastră doriți ca 30% din populație să facă sport. Nu știu, vom ajunge la nivelul ăsta în care toată lumea va înțelege că e nevoie? Pentru asta vreau să... Poate și răspunde domnul ministru la... Dar nu, vreau să fac o sinteză, ca pe urmă răspunde și cu asta pe mine. Ok, dacă se poate într-un minut, două, maxim, că mai sunt colegi care așteaptă, mulțumesc. Da, aș vrea să vă întreb, ați spus că vor rămâne la dumneavoastră atât CSM-urile, nu am prins, poate nu am fost atent, ce se întâmplă cu LPS-urile? Pentru că la nivel de... Nu, cum vedeți dumneavoastră, știu că sunt la educație, cum vedeți dumneavoastră toată activitatea, pentru că coordonarea activității sportive depinde și de Ministerul Tineretului și Sportului. Deci din punct de vedere sportiv, nu administrativ, mă refeream. Bun, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă doriți să răspundeți la vreuna dintre întrebări, mulțumesc. Da, aș dori să răspund, după aceea uit. Vă mulțumesc, ați punctat foarte bine. Și dumneavoastră și dumneavoastră, vă mulțumesc. Într-adevăr, vedeți bine lucrurile. Probabil n-aveți încă informațiile complete din partea noastră. Deci, ideea de centralizări a pornit împreună cu... Domnul Dedu, doriți? Într-adevăr, să meargă toate la pachet, și cluburile, și CSN-urile, și DJTS-urile. Însă, eu văd un potențial foarte mare în cluburile noastre și nu în CSN-uri actuale, dar și în LPS-uri. Această structură a sportului care a fost construită acum anul domini a funcționat foarte bine. Însă, cum am spus și înainte, s-au rupt aceste lanțuri și cu strategia sportivă sportului național vrem să atingem 3 obiective mari. 1. România să revină în top 10 până în 2032 la Jocurile Olimpice. Celălalt obiectiv este ca să creștem masa sportivă de la 5% la 30% până în 2032, și al treilea obiectiv mare este ca fiecare copil la școală să facă și la grădiniță să facă zilnic sport, activitate sportivă, da? Deci nu numai educație fizică și alte activități sportive. Ok. Cum reușim să revenim acolo unde ne este locul? În primul rând, trebuie să ne folosim de structurile pe care le avem acum. LPS-uri, cluburile sportive, federație și MTS. Da? Acum MTS-ul este doar o bancă care finanțează orice se cere sau ce le solicită. Noi trebuie să avem o strategie comună, noi toți împreună, să avem un drum comun, să fim o echipă. Și noi, MTS-ul și COSR-ul, să avem un drum comun. Și consiliile locale, da, care finanțează sportul românesc, că tot sportul românesc este, de aceea avem strategia aceasta aprobată, semnată de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației, că avem foarte multe de modificat. Și strategia trebuie să spună cum ajungem acolo, ce trebuie să modifice finanțele și cum o să ajungem să avem rezultate. În felul următor. În primul rând, o să vedem care sunt sporturile cu care noi în 2032 putem să câștigăm, în baza mai multor criterii istorice, de popularitate, cu ce putem și cu ce discipline, nu numai cu sporturi, că sunt sporturi care, atletismul, unde numai cu 2-3 discipline am reușit
în ultimii 30 de ani să obținem rezultate mari și să vedem cu ce putem. Efectiv, asta e o analiză tehnică. După care, cu prioritizarea acestor sporturi, de aici mă gândesc la prioritizare, nu numai noi avem în vedere nu numai sporturile olimpice, avem în vedere și sporturile de echipă, cred că domnul Dedu este fericit acum. De ce? Deoarece mișcă și activează foarte mulți sportivi, și domnul Petrache, foarte mulți sportivi, care este, va fi o parte a strategiei pe care v-am spus să creștem masa sportivă. Și atunci, cu această listă de prioritizare a sporturilor, putem să schimbăm legea sponsorizării și să facem un sistem de finanțare privată, cum este în Ungaria, care Ungaria acum astăzi are mai mulți bani în sport decât are nevoie. Și să facem niște beneficii financiare, încât dacă să nu plătească la stat, plătește în sport. În această, vedem care va fi procedura. Deci vom finanța dinspre buget, vom finanța dinspre privat. Și atunci aceste sporturi poate să crească cum trebuie. Asta nu înseamnă că dacă eu astăzi decid că interes național este atletismul și o să-i dau domnului Florea 10 milioane de euro, în 2032 o să am și campion olimpic. Mă înțelegeți? Aici avem nevoie de o strategie comună foarte, foarte clară. Cum putem să creștem atletismul? Nu ajung numai banii. Ne trebuie și cunoștință tehnică, cunoștință de specialitate pe aceste sporturi. Înțelegeți? Și așa, în linii mari, așa va fi construcția. Ungaria, de pildă, când au aprobat strategia în 2007, au avut 5%, acum au 30%. Deci e un lucru fezabil cum putem să creștem numărul persoanelor, adică ca să facă sport, prin diferite activări. Și, desigur, acest lucru, cum strategia sportului va spune și cum vor finanța autoritățile locale sportul. Adică acest exemplu care mi l-ați dat de Buzău este și la Bacău și în foarte multe orașe. Adică plătim, vine un primar, ok, ce vrea, campanie electorală, nu știu ce, îi place handbal, da? Ia 80% de afară sportivi și mai ia din celelalte orașe și cheltuie 1 milion și ceva de euro. Dar n-are nici echipă de juniori, n-are și nu investește deloc în tineretul de acasă. Astea sunt lucruri anormale. Vine celălalt primar peste 4 ani, zice, nu mai place basket, adică handbalul, vreau basket. Și tot așa facem. Sunt multe exemple care trebuie reglementat foarte clar. Unul dintre cele mai importante reglementări ar fi ca fiecare buget alocat pe sport, prin programe și pentru cluburi private, pentru orice club, 30% din bugetul tău trebuie să cheltui pentru tineret, junior și copii. Și atunci, imediat, ai asigurat viitorul. Că tu, acel buget, dacă îl iei de 50.000, de 10.000 de lei, nu știu care, 30% trebuie să cheltui pe copii. Da, vă mulțumesc, cam asta. Vă mulțumesc și eu, mai avem trei colegi înscriși. Mă iertați, lăsați-mă să dau cuvântul colegilor și la sfârșit vă permit să închideți, dacă doriți, ce vreau să spuneți. Domnul deputat Colcear, vă rog. Stimați invitați, stimați colegi, o să încerc să fiu foarte scurt în prezentarea mea. Am înțeles, am dezbătut mai multe aspecte în ceea ce privește sportul. Eu am crezut și știu că obiectivul acestei dezbateri a fost descentralizarea MTS-ului, de fapt la patrimoniului MTS-ului, și cred că ar trebui să salutăm această intenție a ministerului și a ministrului Novak de a pune degetul pe rană și de a ne arăta unde sunt anumite probleme, și sunt perfect de acord cu intenția dumnealui de a descentraliza. Și haideți să ne gândim foarte simplu, toată structura sau tot patrimoniul aparținând a MTS-ului este una foarte stufoasă. Și foarte simplu, să vedem de la București, ministrul știe dacă la Târgu Mureș a căzut o țiglă sau trebuie să facă o zugrăveală la sala polivalentă. Asta e ideea. Deci trebuie să revină unitățile, bazele sportive, să aparțină autorităților
nu centrale locale, și atunci dacă autoritățile centrale locale știu că e a lor, o să aibă grijă de acele unități. Și putem vorbi până dimineața să vedem cum va fi strategia sportului, cum vom finanța sportul, dar obiectivul discuției de astăzi a fost descentralizarea MTS-ului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul deputat Brian. Mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați. Mă bucur că la un moment dat unul dintre antevorbitorii mei a menționat acel audit al performanței administrării patrimoniului sportiv al MTS-ului și la punctele slabe, unul dintre ele era exact această insuficiență a fondurilor alocate pentru întreținerea bazelor sportive. După cum menționa și un coleg de la Cameră, un coleg deputat, au existat nenumărate încercări de ale noastre, ale colegilor, de a reglementa modalitatea prin care, sau cuantumul minim pe care autoritățile publice locale le-ar oferi către finanțarea cluburilor sportive. În contextul de față, dacă majoritatea dintre dumneavoastră, pentru că am citit punctele dumneavoastră de vedere, cele legate de descentralizare, s-a motivat că gestionarea de către o structură centrală este greu de gestionat, iar autoritățile locale pot derula din fonduri și proiecte europene reabilitarea acestora. Cred că descentralizarea ar merge mână în mână cu un cadru pentru acces la finanțare, pentru că în momentul de față autoritățile locale, după cum spuneam, subfinanțează cronic acest domeniu, iar noi nu avem bază legală, pentru că de fiecare dată ni se invocă principiul autonomiei locale când încercăm să impunem un anumit procent din bugetul local pentru, cel puțin pentru bazele sportive. Pe lângă acest lucru, nemulțumirile care vin din teritoriu, de la cei care ne-au trimis în contextul de față, ne-au trimis în Parlament, sunt legate de modalitatea în care sunt finanțate diversele cluburi sportive. Pentru că la un moment dat menționa un domn președinte de federație exact faptul că un mare procent merge spre salarii, iar contribuția sau relevanța banilor investiți, plătiți de către comunitate, nu se reflectă neapărat într-un plus valoare pentru comunitate. Și de aici sunt o grămadă de probleme. Zicea domnul ministru că dorim să revenim la 10% în topul medaliilor. Dacă nu mă înșel, la ultimele două ediții am fost undeva locul 31 și chiar la ultima ediție locul 47. O să fie relativ greu. Tot ce vreau să spun e că trebuie să asigurăm un cadru prin care să oferim potențial sau acces la finanțare, și dacă nu o să facem treaba asta, n-ar fi bine să ne spălăm pe mâini de respectivele baze sportive sau know-how. Dau aici un exemplu foarte concret. Provin din Maramureș, Baia Mare. Bazele sportive din județul din care provin, a existat la un moment dat un conflict între autoritățile locale și minister. Autoritatea publică locală a solicitat bazele sportive, le-a obținut într-un final, iar în 2018 le-a cedat înapoi către minister, neavând capacitatea de a investi, dar și pentru a se crea acel nou complex sportiv național. Nu se face confuzia între CSN, Complex Sportiv Național, și CSM, că la un moment dat parcă am sesizat o confuzie în sală. În momentul de față, nu știu exact care o să fie viitorul acestui Complex Sportiv Național, probabil pentru că nu e unul funcțional. În momentul de față e mai mult o formă juridică decât o asociere de mai multe baze sportive. Și aici vin cu o întrebare către domnul subsecretar de stat și către domnul ministru. Tot ce vreau să spun e că, din nou, repet, dacă nu oferim un cadru prin care să facem acest domeniu sustenabil acolo unde se poate, sau dacă nu oferim modalitatea prin care autoritățile publice locale să investească în sport, există situația să facem mai mult rău decât bine. Domnule ministru, domnule secretar de stat, dacă puteți să-mi dați mai multe informații, cam atât din partea mea. Da, vă înțeleg foarte bine. Cu siguranță nu înseamnă descentralizarea dacă dăm aceste baze sportive la autoritățile locale peste 4 ani, totul o să fie cam basme. Dar cu siguranță avem șansă mult mai multă de finanțare, de susținere acestor baze și de reabilitare decât o avem acum. Deci eu, cum spun, am analizat foarte bine ce facem și eu cred în acest proiect.
Mulțumesc. O precizare foarte scurtă. Ministerul Tineretului și Sportului își păstrează instrumentele de control și de îndrumare metodologică pentru instituțiile pe care le transferă. Adică că nu ne rupem cu totul de aceste instituții, păstrăm dialogul cu ele și îndrumarea metodologică. Mulțumesc. O întrebare specifică. Cum putem păstra controlul dacă noi renunțăm la DGTS-uri? Cum realizăm acest, cum păstrăm acest control? Cum ne asigurăm că nu se repetă dezastru care s-a întâmplat până acum? Adică, cred că e o întrebare validă la care, ok, poate nu avem un răspuns acum, dar la care cred că ar trebui să medităm destul de serios. Că dacă Ministerul renunță la complet la DGTS-uri, în loc să le, eu știu, reformeze într-un mod care să le asigure buna funcționare și o monitorizare și, mă rog, să transforme acel instrument de monitorizare și control de care se mai amintea aici mai devreme, atunci cu atât mai puțin cred că nu mai putem controla ce se întâmplă cu patrimoniul sportiv. Dar, repet, este o discuție pe care o să o mai avem cu siguranță. Nu vom acoperi astăzi toate întrebările și toate răspunsurile. Ba chiar vreau să vă spun că s-a cam epuizat timpul și aș vrea să încheiem. Cred că este o întâlnire de bun augur și cred că avem pe ce construi mai departe în acest proces și proiect comun de descentralizare. Mulțumesc federațiilor și CEOSR-ului pentru că au acceptat invitația la această dezbatere și pentru că și-au susținut punctele de vedere, cele mai multe dintre ele valide în opinia mea. Le așteptăm și pe e-mail, așa cum am discutat. Mulțumesc domnului ministru și domnului subsecretar de stat pentru că au fost aici alături de noi și ne-au prezentat perspectiva Ministerului și Guvernului pe acest draft de descentralizare. Mulțumesc colegilor mei care au pus întrebări și au lansat și alte teme de discuție pentru viitor. Și cu siguranță au dreptate și domnul deputat Merca și domnul deputat Avramescu. Tendința de a pune mai multe subiecte în același timp este una normală, pentru că până acum 3 luni nu aveam această comisie, s-au adunat foarte multe frustrări, s-au adunat foarte multe întrebări și foarte multă nerăbdare, dar vă promit că împreună o să le descurcăm încet, încet, luăm acest game și îl desfășurăm și o să ajungem la capăt. Mai erau două mici intervenții, rămăsesem dator cu una la domnul Merca, un minut, după care unul, o intervenție tot așa scurtă, vă rog, la domnul deputat Avramescu și aș vrea să încheiem după aia. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Stimate domnule ministru, ați înțeles exact la ce m-am referit, ați venit exact cu acel răspuns complex. Era și ideea ce se va întâmpla cu acea reprezentanță de DGTS în interiorul Consiliului Județean. Pentru asta venisem cu acea propunere să aveți în vedere și anumite legi auxiliare care trebuie să le pregătim, pentru că fără acestea, să știți că cred că și dumneavoastră sunteți pe aceeași axă ca și noi, nu vom putea să impunem nimic la nivel local. Autonomie locală, cu asta am închis discuția, deci de asta am ridicat această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Eu vreau doar să fac o precizare, că atunci când vorbim despre descentralizare, nu vorbim să mutăm o sală de sport sau patru pereți din patrimoniul ministerului, să mutăm un patrimoniu autorității locale, că există și în momentul ăsta un instrument foarte simplu, se poate face prin HG și se poate transfera dreptul de administrare al bunului respectiv din proprietatea statului în proprietatea UAT-ului. Noi când vorbim despre descentralizare, vorbim în ansamblu, în ansamblu mișcării fenomenului sportiv. Noi despre asta ne-am adunat aici. Nu să mutăm o sală de sport sau o clădire dintr-o parte în alta. Și sub finanțarea sistemului bugetar este cruntă în toate domeniile. Eu vă dau un exemplu foarte simplu. Am fost ordonator de credite 7 ani și nu aveam bani să ne plătim apa, utilitățile, poșta și vorbesc aici despre ANAF. Și ploua în toate clădirile. Așa că să nu ne ascundem după degete că de fapt e o subfinanțare cruntă a întregului sistem bugetar în ceea ce privește partea aceasta de bunuri și servicii. Dacă avem impresia că mutăm o clădire dintr-o parte în alta și am rezolvat problema sportului, ne înșelăm amarnic.
Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Înainte de a încheia, și îmi cer scuze colegului meu, domnul deputat Chira, să scrisese pe ordinea de mulțumesc, de domnul președinte. Dacă e ultima întrebare, e cumva adresată tuturor. Sper să nu răspundă toată lumea. Nu. O lăsăm așa de reflexie pentru alte viitoare întâlniri. Sper să mai aibă loc. Eu vă zic că banii nu sunt chiar totul. Uitați, vă dau un exemplu de la noi, de la Timiș. Suntem un județ care are ceva bani. Cumva PIB-ul nostru e pe locul 2 după Ilfov. Am încercat să facem acolo un stadion cu pistă de atletism. Am întâmpinat o mare rezistență din partea comunității. Ce ne trebuie pista de atletism? Ce să facem cu pista de atletism? Faceți mai stadionul normal, ca în Anglia, suporterii la fotbal până jos, până lângă iarbă. Cum facem mai atractive alte ramuri sportive pentru comunitate, pentru publicul larg? Că dacă nu e cerere, de ce să ne batem capul? Știți? Mulțumesc pentru întrebare. Aici cred că un răspuns ar trebui să ne-l dea federațiile și COSR-ul, poate specific și domnul președinte Florea în acest caz, dar nu o să vă mai dau cuvântul acum, o să închid această dezbatere. Mulțumesc încă o dată. Vom reveni cu minuta acestei întâlniri, de unde vom, repet, extrage și alte teme de discuție punctuale sau mai generale. Mulțumesc și mulțumim încă o dată noi, membrii Comisiei pentru Tineret și Sport, pentru această dezbatere și vă anunțăm când ne vedem data viitoare. Mulțumesc frumos! Hai mă, ce dracu! Ce faci de pistă de atletism? Petiții din alea? Mai cum mai la de click? Hai că fug, că mă așteaptă președinte. Bine. Stimați invitați, o să vă rog să nu plecați până nu vă ștampilați la colegii din comisie acel cartonaș de acces.